Încă din 1995, scafandrii au observat modele circulare ciudate, care apăreau de nicăieri pe fundul mării în apropierea coastei japoneze. Acestea apăreau și dispăreau periodic, în mod misterios, iar pentru mai mult de 10 ani, oamenii de știință nu au știut despre ce este vorba. Descoperirea a fost surprinzătoare. Se pare că modelele misterioase, asemănătoare cercurilor din lanurile de porumb asociate cu vizitele extraterestre, sunt zilnic construite de o vietate marină. Este vorba despre o nouă specie de pește, numit pufferfish. Viețuitoarea are o lungime de doar 12 cm, iar creațiile sale de artă se întind de multe ori pe o suprafață ce măsoară peste 2 metri în diametru. Pentru realizarea lor au nevoie de 7 sau 9 zile. De multe ori, reprezentanții acestei specii pot decora modelele cu scoici sau sedimente fine. Motivul pentru care masculii acestei specii depun atâta efort pentru o creație care, la un moment dat, va fi distrusă de curenții de apă, este unul cât se poate de simplu, și anume pentru a atrage atenția femelelor. Acestea inspectează modelul creat de pești și, dacă le place ceea ce văd, se împerechează cu masculii. Totuși, oamenii de știință nu și-au dat încă seama ce calități caută femelele în respectivele modele. Femelele depun icrele în mijlocul cercurilor din nisip, iar masculii nu părăsesc zona pentru următoarele 6 zile, probabil pentru a le proteja. Până va fi descoperit înțelesul acestor realizări subacvatice, nu ne rămâne altceva decât să le admirăm și eventual să îi aplaudăm pe micii artiști.